Bună ziua și bine ați venit la întâlnirea noastră de astăzi pe tema Părinte responsabil în era digitală. Este al cincilea webinar pe care Salvați Copiii îl organizează și îl transmitem aici de la Promenada Mall în colaborare cu Nepi Rock Castle. Am niște invitate faine astăzi deosebite. Ioana Kicet Macoveiciuc, prințesa urbană, cum o știți cu toții, scriitor, blogger și mama de trei. Și Oana Moșoiu, lector, universitar, doctor în științele educației și un om extrem de implicat în ce înseamnă reformă și o educație mai prietenoasă pentru copii. Bine ați venit, dragele mele, bine ați venit și voi, cei care ne urmăriți. Vom avea o întâlnire de aproximativ o oră cu, spunem noi, niște recomandări pentru părinți și profesori și vă așteptăm întrebările, sugestiile și comentariile la e-mailul liniei de consiliere ajutor @oradenet.ro sau în rubrica de chat de pe Facebook. Astăzi vom răspunde la întrebarea cum relaționăm cu copiii în era digitală și vom oferi sfaturi, e prea mult spus sfaturi, niște recomandări, niște puncte de vedere din experiențele noastre pentru asigurarea stării de bine a copiilor în mediul online. Pentru că acum copiii din zilele noastre trăiesc într-o lume complet diferită față de copiii generațiilor anterioare. Relațiile dintre ei sunt mediate de chat-uri, de aplicații de socializare și canale virtuale pe care părinții posibil că nu intră aproape niciodată. Ne îngrijorăm uneori pentru abilitățile copiilor de a socializa în viața reală și privim zilnic cum noi tehnologii le acaparează atenția și interesul, uneori în detrimentul temelor de la școală sau a timpului de calitate petrecut cu familia și prietenii. Pentru cei mai mulți dintre ei, telefonul a devenit cel mai bun prieten. Conform studiilor pe care Salvați Copiii le-a realizat, factorii care influențează starea de bine atunci când vorbim despre folosirea tehnologiei sunt cantitatea de timp petrecută în fața ecranelor, calitatea interacțiunii umane online și calitatea conținutului consumat. Și putem spune, în urma ceea ce am analizat, observăm că respondenții care afirmă că petrec peste 6 ore online, fie că vorbim de o zi de școală, fie că vorbim de o zi liberă, înregistrează scoruri medii semnificativ mai scăzute în cazul tuturor indicatorilor. Altfel spus, copiii care petrec foarte mult timp online sunt semnificativ mai nemulțumiți de viața lor din prezent, mai nemulțumiți de relația cu părinți, prieteni, profesori, consideră într-o măsură semnificativ mai redusă că activitățile de zi cu zi au sens, sunt mai puțin optimiști cu privire la viitor, afirmă că sunt mai puțin relaxați, sunt mai nemulțumiți de deciziile pe care le iau. Multe cadre didactice ne contactează la linia de consiliere a proiectului Ora de Net pentru a identifica modurile în care îi pot implica mai mult pe elevi în activitățile pozitive, constructive, educative de la clasă. De asemenea, mulți părinți sunt preocupați de modurile în care își pot controla, verifica des copiii, în speranța că vor putea să știe tot ce fac aceștia în mediul online, cu intenția de a-i proteja, dar de multe ori cu rezultatul de a genera furie, frustrare din partea copiilor. Spre exemplu, am primit un mesaj din partea unei profesoare care ne spunea că un grup de elevi sunt captivați de un joc online și nu mai sunt atenți la oră. Când încerc să comunic cu ei, profesoara, despre acest subiect, devin defensivi și necooperanți. Am primit un alt apel, o altă solicitare de ajutor, de îndrumare. Un tânăr de 16 ani ne-a spus că nu se mai simte bine să iasă în oraș cu prietenii, preferă să stea cât mai mult online, să vorbească pe chat cu prietenii în loc să se întâlnească față în față. Un părinte ne-a scris, de exemplu, am o fică de 10 ani și ultima dată și în ultima perioadă tot discută des pentru achiziționarea unui telefon. Și părintele a luat decizia de a amâna acest lucru, deoarece consideră că este încă prea devreme, dar ea se plânge că e singura din grupul ei de prieteni
fără telefon. La toate aceste solicitări, echipa Salvați Copiii, specialiștii noștri, au oferit resurse, au consiliat gratuit, bineînțeles, părinții, cadrele didactice, copiii, pentru a-i ajuta să gestioneze corect situațiile dificile. Deci, de aceea e nevoie de o discuție deschisă despre relația pe care copiii o au cu tehnologia, despre obiceiurile lor de navigare pe internet și, nu în ultimul rând, despre nevoile reale ale nativilor digitale. O generație despre care toți trebuie să învățăm și să o înțelegem și să o susținem. Și astăzi ne propunem ca împreună cu Ioana și cu Oana să descoperim care e rolul părinților, al profesorilor în viețile nativilor digitali, care aparent au mai puțină nevoie de noi adulții, așa cum aveam noi nevoie de părinți sau adulți anterior. Și pentru că discuția este o sperăm noi să vină cu recomandări pentru părinți și profesori, aș vrea mai întâi să vedem care ar fi nevoile nativilor digitali și cauzele neînțelegerilor dintre adulți, copii, când vine vorba de tehnologie, pentru că până la urmă nevoile lor sunt diverse, dar aceleași și cu ceilalți, dar ar trebui să știe cât să se odihnească, ce reguli ar trebui să aibă în online, care ar fi, eu știu, legătura între părinți, ce ar trebui să facă părinții în a orienta mai bine copiii. Și aș întreba-o pe Ioana, pentru că știu că tu comunici mult pe online cu părinți, cu profesori, scrii mult, ai o comunicare intensă și ce tipuri de părinți ai observat că există când vine vorba de exercitarea autorității părintești în mediul acesta online? În primul rând vă salut și eu. Am vrut să te las să vorbesc, Gabriela, și n-am vrut să intervin. Îți mulțumesc pentru spațiu creat pentru această conversație. Noi îți mulțumim. Mi se pare foarte important pentru că nici noi, ca părinți, nici copiii noștri, nici o generație înaintea noastră n-a trecut prin ce trecem noi acum și e foarte derutant și îngrijorător și mie, sincer, îmi provoacă adevărate atacuri de panică uneori, inclusiv reacțiile copiilor și ai mei, dar și ale celorlalți copii pe care îi întâlnesc în Zoom-uri foarte des, aproape zilnic, în școli, în grădinițe, în licee. Da. Povestim despre cărți, despre ei și în cele din urmă ajungem la vorbi despre relația lor cu părinții, despre relația lor cu viitorul, cu încrederea față de propria persoană. Și ce pot să spun apropo de întrebarea ta, Gabriela, este că am observat, ca în orice alt domeniu, sunt categorii de părinți din toate felurile și sunt foarte fluide. Adică, bineînțeles, sunt părinții care încearcă să, cum am fost și noi, să amânăm cât mai mult interacțiunea copiilor cu lumea asta digitală, pentru că mi-am dat seama că nu suntem pregătiți nici noi ca părinți și nici ei să gestioneze tot ce e acolo. Și pentru că am crescut cu convingerea fermă că cel mai mult în primii ani din viață copiii învață din interacțiune, din a simți mediul, din a-l auzi, din a interacționa cu ceilalți, ceea ce lumea digitală blochează complet. Recunosc că este și o prejudecată a mea, cumva, că mă tem, pentru că încă copiii sunt, au 7 și 9 ani și eu încă nu-mi dau seama. Cred că există, ca și la adulți, oameni mai predispuși să dezvolte adicții, copii care gestionează mai bine, copii cu fitilul mai scurt, copii cu nevoie mai mare de a se integra în grup, copii cu nevoie mai mare de a da ei tonul în grup. Și copiii mei sunt foarte diferiți din punctul ăsta de vedere. De exemplu, pe fetiță nu o interesează să stea pe ea, vrea să alerge, să exploreze, să stea cu prietenii, are laptop în cameră și nu-l deschide niciodată. Cel mic ar face numai asta. Și ne-am dat seama că dacă nu-l lăsăm deloc, producem atât de multă frustrare în el, încât ajungem să avem conflict din orice. Și atunci am hotărât că pentru el, deși nu ne place asta, ok, îi dăm acces la anumite lucruri. De exemplu, a învățat singur programare, are acces la Google, acolo întreabă, face că sunt multe lucruri pe care noi nu știm să îi le explicăm. Și l-a învățat să caute tutoriale, how to, Wikipedia, se descurcă. Cât are? 7 ani. Șapte ani. Și șah. Asta este ceva ce
Și cum am găsit combinația asta de lucruri pe care el să le poată face, se ducă și el la școală, celălalt joacă Minecraft. Mie mi se pare nepotrivit la vârsta asta, dar joacă și el șah și a reușit să-i convingă pe prietenii din grupul lui să joace șah cu el. Și joacă șah de adevărat, le mă duc cu cutia cu șah și când uit șahul acasă se joacă pe telefon. Dar este cumva un compromis pe care l-am făcut. Sunt părinți care au considerat că cel mai bine este să lase acces copilului la orice ca să nu provoace frustrări. Pentru unii dintre ei funcționează bine, pentru că copilul se poate regla singur, dar în alte cazuri copilul nu poate să facă asta și atunci părintele simte că a scăpat lucrurile de sub control și sunt părinții care habar n-au ce face copilul și observ asta foarte des. Sunt părinți care spun, a nu, dar nu stă deloc, ca după aia s-a fut de la copil, că seara după ce toată lumea se bagă în pat, el scoate un telefon pe care l-are de la bunica, nu știu de când, pe care și-a instalat și aia și aia și aia și se joacă până la 3 dimineața. Și cumva cred eu că ideal este ca fiecare familie să se uite bine la nevoile fiecărui membru și ale părintelui și ale copilului, la valorile. Poate pentru cineva, pentru o familie importantă, inovația. Da? Sunt familii în care părinții lucrează în tehnologie, în IT și sunt expuși, pentru ei viața lor este așa. E normal ca și copiilor să fie, să trăiască în același mediu cu aceleași valori. Sunt familii care prețuiesc mai mult, nu știu, mersul natură, arta, și atunci ei poate să țin mai departe de tehnologie și e foarte posibil copiilor să crească. Deci cumva nu cred că există un standard. Bineînțeles, toți avem nevoie de somn, toți avem nevoie de interacțiune umană, exact. Toți avem nevoie și de tehnologie, dar echilibrul cred că trebuie să ne găsim fiecare. Și până la urmă părinții sunt modele și în utilizarea tehnologiei, în modul în care utilizează. Absolut. Exact. Și cum crezi că gestionează ei această situație sau conflictele care apar în legătură cu tehnologia? Cum îi vezi pe părinții? Sunt preocupați? Sunt speriați? Sunt și părinții care au nevoia asta foarte mare de control. Vor să știe cât, cum vor să poată opri și este de înțeles, mai ales când știi că ai un copil care face tot posibilul să ocolească, da? Și deja știe, să, cel mic s-a prins, cum să umble la controlul parental și ne bloca telefoanele nouă și ne spunea, cum te simți, da? Când vrei să intri pe Facebook și nu poți. Ok, și am înțeles că pentru el este o problemă. E complicat, într-adevăr, pentru că sunt emoții puternice care vin din nevoia asta noastră de control, din frică, da? Pentru că știi ce e acolo și știi că el nu știe. Da. Exact. Și mai știi și că, și asta e important să știe toți părinții copiii, chiar și cei mai mari de 10, 12, 14 ani, ei nu au capacitatea rațională de a gestiona unele situații, ei nu pot interpreta anumite conversații, să vadă că acolo de fapt e un joc despre altceva și cred că este nedrept să punem pe umerii lor, da? Să iei unui copil de 6 ani telefon mobil cu internet. La mine este aproape la limita abuzului parental, pentru că îl supui unui risc pe care nici tu nu știi uneori să-l gestionezi. El este prea mic și la 6 ani și la 8 ani. Cred că și la 10 ani nu poate gestiona tot ce vine la pachet. Bineînțeles, e părerea mea personală, adică nu... Cunoașterea, experiența necesară. Exact, are nevoie să mai crească, să mai trăiască printre oameni, să mai experimenteze lucrurile. E nevoie de foarte multe conversații pe tema asta, fără să-l înspăimântăm. Nu trebuie să-i spunem că lumea e un loc în care toți vor să-l răpească și să-l omoare. Exact, da. Dar uite, sunt situații în care ți se poate face rău, poți să faci rău fără să vrei. E nevoie de timp. Să explicăm copilului, să aibă gândirea critică suficient dezvoltată cât să știe, ok, în situația asta mai bine mă retrag, îi spun mamei, nu îi spun mamei, apelez la cineva, la un adult. E o linie foarte fină pe care copiii realmente nu o pot gestiona. Nu pot, nu au capacitatea asta mentală și cred că e important să știm măcar asta, când luăm decizii de genul ăsta, când îi luăm telefon, când îl lăsăm pe laptop, la ce punem control parental, nu punem... Da. E legat și de feeling-ul părintelui, cum își cunoaște copilul, cum... Da, e important. Dragă Oana, am primit multe sesizări de la profesori. Da, ai văzut că erau speriați că, mă rog, elevii folosesc tehnologia la ore pentru a comunica sau se joacă și... Aș vrea să te întreb, care sunt drepturile copilului când se află în mediul școlar, legat de tehnologie? Trebuie să respecte niște reguli? Care ar fi obligațiile lor? Răspunsul e foarte simplu și eu bun venit, bun găsit, bună, Oana, așa, ca primă intervenție. Există ROFUIP, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ, aprobat în 2020. Am găsit articolul 186, este foarte scurt și foarte explicit. Copiii nu au voie cu telefoane la școală. La școală sau la ore? Și adică nu au voie să le folosească la ore, nu au voie să le folosească la ore, decât dacă profesorii pot solicita utilizarea telefoanelor pentru o activitate educațională. Altfel,
telefoanele sunt considerate totuși un aparat care distrage de la ore și pe bună dreptate. Acum, ca toate regulamentele și ca toate legitățile, important e cum este această aplicare realizată. Și făcând așa o tranziție și de la ce spunea Ioana anterior, mă gândesc cum a fost în anii 1800 când a apărut automobilul, ce revoluție tehnologică, sau mai târziu când au apărut televizoarele, sau mai târziu când au apărut computerele și au devenit de masă, da? Computerul personal. Da. Toate acestea sunt niște salturi tehnologice pentru care generațiile mai mari s-au speriat că lumea se va duce de râpă, că o să moară, că este sfârșitul unor ere culturale sau unor inteligențe care se vor sfârși. Cred că și noi suntem în fața unei astfel de salt tehnologic. Continuu și cred că suntem abia la începutul problemei, dacă e să mă exprim, în sensul că abia de acum putem vedea dimensiunea potențialului tehnologic, odată cu roboții, cu inteligența artificială și pe lângă multele probleme pe care și le pun oamenii de știință și etice și morale, avem această dimensiune practică până la urmă, cea parentală, cea educațională, ce facem și cum îmbinăm dimensiunea umană cu dimensiunea tehnologică. Eu personal sunt un fan al tehnologiei, o să spun deodată. Sunt și eu la limita adicției, nici nu știu dacă e adicție sau pur și simplu munca noastră s-a mutat toată online, ca să spun că de fapt stau ore în șir pe computer combinând activitatea profesională și cu activitatea recreativă. Și aș spune că întrebarea este care e scopul de fapt. Adică îmi place ca educator de data asta să pun obiectivul înainte. Care este scopul? Dacă scopul este unul educațional, atunci raportez și tehnologia la dimensiunea educațională. Apoi e și o chestiune de libertăți, într-adevăr. Și în ceea ce privește interacțiunea cu copiii, sunt adepta unui mod conștient. Dar acest lucru este o variantă foarte lungă, care cere foarte mult timp, conversații nenumărate, încercări, eșecuri. Și noi petrecem foarte mult timp cu copiii noștri vorbind de ce noi nu avem telefon, poate că suntem săraci, de ce noi nu avem televizor. Noi am făcut această alegere, chiar calculam în drum spre acest eveniment, de cât timp nu mai avem televizor în casă, de 10 ani. Nu înseamnă că nu mă uit la un televizor, nu înseamnă că la bunici unde avem televizor nu ne uităm. Înseamnă pur și simplu că a fost o decizie conștientă pentru casa noastră și pe care, atenție, am luat-o foarte treptat. Nici noi ca adulți n-am știut dacă ne vom putea detașa. Și mai întâi am ascuns o telecomandă, am văzut dacă putem să facem față și treptat am văzut că reușim, că viața noastră e suficient de bogată și suficient de plină cu alte activități încât să înlocuiască uitatul la televizor. Acum copiii noștri au crescut, au început să aibă interacțiuni cu colegii lor și apare această presiune a grupului, despre care am văzut un comentariu și pe Facebook de la o participantă care întreba cum anume poți izola un copil de toți ceilalți. Iar pentru mine argumentul toată lumea face și eu nu fac nu este suficient. Argumentul este în ce scop toată lumea are telefon, ce fac colegii tăi cu aceste telefoane. Și am aflat, în pauze toată lumea stă pe jocuri. Și am întrebat, dar școala noastră, dragul meu copil, pentru ce este școala? Păi mergem să învățăm. Păi, și în pauze ce facem? Păi mergem la baie, ne relaxăm, luăm aer, bem apă, ne spălăm pe mâini, mâncăm, socializăm. Vorbim între noi, ok, da. Ne stăm și pe jocuri, stăm. Când ne relaxăm? Când e timpul de relaxare? Păi este seara, păi este în weekend. Ok, deci toată lumea se va relaxa și se va juca, toată lumea are dreptul să se joace, doar că sunt anumiți timpi și anumite încărcături de responsabilități sau de sarcini care au un anumit specific. De exemplu, eu când deschid calculatorul, că și eu stau seara pe Netflix, vrei și tu să stai pe Netflix în timpul zilei? Mă vezi pe mine uitându-mă pe Netflix în timpul zilei? Copiii mei, mai ales că eu am lucrat de acasă în perioada aceasta, mi-am susținut orele de acasă, cam toată activitatea. Și vin la mine și le arăt, uite ce fac. Cumva ei trebuie să vadă și la mine că și pentru mine este un efort, că eu înțeleg efortul lor și este un efort pentru mintea unui copil al cărui cortex nu este atât de dezvoltat. Și dacă vorbim de adulți care au dependență și fac dependențe, adulți despre care presupunem că sunt mai maturi, mai conștienți, mai educați, cu atât mai mult trebuie să mă gândesc ce presiune și ce judecată las eu la îndemâna copilului meu, căruia este foarte greu, nu cum îmi este și mie. Și atunci sunt cu el permanent și de asta spun că durează foarte mult și acest an a fost pe lângă provocator și ofertant din punct de vedere al relației cu copiii. Să vadă cum un adult gestionează, că este și lui greu, că la un moment dat trebuie să pui telefonul deoparte undeva foarte departe sau să-l închizi de tot pentru că realmente
te captează și acum avem această interacțiune, să spunem, acum e timpul de școală, deci ne concentrăm la școală. Și sigur că ei mai stau și ei mai stau puțin pe YouTube și le-am arătat cum verific istoricul. Noi nu am apelat la control parental, mi s-a părut prea complicat. Și cu cât pui mai multe interdicții, mi se pare că cu atât mai multe investesc în a încălca acele interdicții, în loc să se concentreze pe ce... Adică nu sunt adepta neapărat interdicțiilor de tipul acesta. Sigur, la vârstele mici, într-adevăr, nu, am interzis sau era foarte limitat acest acces. Dar spuneam că, uite, îți văd istoricul, vezi că, și i-am spus, vezi să fac pe polițistul cu tine și aici intră relația aceasta părinte-copil, pentru că, de din încredere. Nou, nu merg numai pe o relație pur administrativă, dăm telefonul, dăm calculatorul, deși să știi că și noi facem, le luăm calculatoarele din cameră, pentru că se trezesc sâmbăta. Deci la școală nu se trezesc, dar sâmbătă se trezesc la 6:30, da? Și atunci luăm calculatoarele la noi și, bine, se duc și caută telefoanele. Și până la urmă am făcut o mică ședință, întrunire, și am spus, nu știu dacă s-a înțeles, regula este înainte de ora 9 dimineața, nu punem mâna pe tehnologie, nici dacă e sâmbătă, nici dacă e duminică. E o chestiune legată de creier, de igiena creierului. Ok? Și după aceea, alternanța, activitate, relaxare, muncă, distracție, tehnologie, natură, ieșit, mișcare. Pentru că problema este că ei nu se mai mișcă și cortexul motor, cel care duce cercul de experiență către activitatea motorie de a face ceva, este inhibată. Și ce se întâmplă este că după timpii lungi de online, apare această energie statică pe care copilul apoi simte nevoia să o consume. Și ce se întâmplă este că au comportamente dezorganizate, mai agresive, deci au nevoia să consume acea energie care s-a acumulat în ei și atunci, de regulă, dacă sunt sesiuni, să spun că și copiii mai stau și 2 ore, mai stau, sunt mai mari un pic, deci am 14, 13, 11 și 6. 4 copii? Da. Credeam că, da, credeam că scrie pe fruntea mea. Nu scrie! Okay. 4. Da, și 4. După ce se întâmplă să stea pe calculator, le spun acum toată lumea închide tot, nu ne interesează în ce moment sunt, dacă ești pe YouTube îți pui stop, dacă ești pe joc trebuie să ieși, pentru că mergem în parc, adică ieșim cu toții. Și da, spunem, următorul super. Interval de joacă este de la 7 la 9 seara, la 9 seara terminat. Niște limite, niște reguli trebuie puse. Și cu mult vorbit ca să înțeleagă aceste rutine și aceste secvențe de timp din zi care sunt încărcate de anumite tipuri de sarcini. Da. Da? Ca adică... și chestiunea cu mâncatul, nu mâncăm în casă, mâncăm la bucătărie, stăm la bucătărie, ne concentrăm pe mâncat, strângem în pachet, după aia mă duc la activitatea de, nu știu, citesc, scriu, stau pe classroom, pentru că sigur ei stau foarte mult online, știu că era una din întrebările noastre, că da, e o contradicție între limitează și alternează timpii și școala online cu 6 ore. Și copiii mei stau 6 ore online și am deci, făcut reguli. Te rog la pauză să ieși afară. Ceea ce spui tu, Ana, e că școala e școală și că regulile acestea din clasă, da. Am văzut școli care au pus așa regulile. Vii la școală, pui aici telefonul. Foarte bine. Dacă ai nevoie de el și e ceva urgent, desigur îmi spui și ți-l dau și îl iei la plecare acasă, astfel încât școala în timpul școlii copiii să se concentreze pe învățat, pe schimbat informații, comunicat între ei copiii. Da. Aș mai avea o idee, dacă îmi permiți. Da, de fapt, sigur. Două idei. Una e legată de faptul că uneori profesorii sau învățătorii nu reușesc să impună această regulă în fața părinților. Și noi am trăit-o și ca părinți într-un mediu școlar în care s-a agreat că nu se stă cu telefon la școală și copilul a doua zi a spus lui colegului meu îi sună telefonul. Și eu am fost foarte curioasă. Cine poate să sune un copil de 11 ani la școală când știe că între 9 și 12 sunt ore? Cine l-a sunat mamă în timpul orei? Mama lui. No. Nu critic și nu judec. Fiecare își cunoaște realitatea, însă... E un exemplu despre care te poți pune pe gânduri de ce are nevoie un copil de telefon. Asta este o idee legată de a agrea și moral cu părinții. Vă rog frumos, dragi părinți, să întăriți acasă ca să ne putem face. Dacă nu avem parteneriatul școală-familie, exact, copilul nu da. Știe și atunci el ce face este că fentează, ca și parteneriatul dintre părinți, mamă-tată, și atunci el speculează, da? Deci nu mai comentez în plus aici. Și a doua idee este că, cred că mi-am pierdut între timp, dar revin, era legat de, scuză-mă, de acest parteneriat totuși cu școala, că atunci când copiii exersează acest lucru din familie, prefer să aibă această, să-și consume această nevoie în familie unde este controlat sau unde eu pot interveni,
decât să se ascundă de mine și să o facă, iar eu să nu mai pot ajuta ca părinte după aceea, să nu mai pot efectiv să am o intervenție, pentru că eu l-am limitat pe calea aceasta administrativă, relația aceasta administrativă de părinte care simt nevoia să organizez universul copilului, dar n-am stat cu el pe dimensiunea aceasta emoțională în care îi spun, eu înțeleg nevoia ta, înțeleg asta, hai să discutăm, să vedem la ce ne folosește telefonul. Și mi-am reamintit ideea, era legat de faptul că revenirea la școala fizică și continuarea îmbinării lecțiilor de blended cu sprijinul tehnologiei, care este o parte din viitorul nostru, implică să integrăm telefonul în mod educațional, nu recreativ. Pentru că o problemă este cum consum tehnologie, dacă o consum doar recreațional sau eu acolo particip la un Kahoot, la un Mentimeter, mă pune doamna să intru pe o platformă, pe ASQ, de pe telefon și atunci toți copiii scot telefoanele. Și o idee secundară aici este că, atenție, realitatea este foarte diferită, a spus-o și Ioana, este foarte, foarte diferită în mediile rurale, urbane, periurbane, urban-centrale. Deci variază ideea că toți copiii au acces la tehnologie. Da. Unii copii au acces mai mult, iar unii aproape nu au deloc. Deloc, da. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Ioana, cât timp crezi că trebuie să consume un copil pe internet? De la ce vârstă e recomandat să fie lăsat? Că tu ai spus că pe copiii tăi nu i-ai lăsat când aveau o vârstă mică. Am citit mult despre asta pentru că m-am gândit că e posibil să fie doar nevoia mea mare de control și frica mea de ce li se poate întâmpla pe internet și cumva n-am vrut să fiu, să am prejudecăți pe tema asta și sunt convinsă că am în continuare și sunt deschisă la dezbateri pe subiectul ăsta. Chiar am editat o carte care se numește Copiii erei digitale, care este scrisă de un psiholog, pediatru, care a studiat și a adunat date din foarte multe studii despre impactul pe care îl are expunerea la tehnologie, la ecrane asupra copiilor și nu se referă doar la aspectele fizice, da? Faptul că stau nemișcat ore în șir și că sunt expuși ochi. E vorba despre conținut, despre timp, despre lipsa, exact ce ai prezentat și tu inițial, că practic nu mai fac altceva care ar putea să le aducă mult mai mult în timpul ăsta. Da, devin nemulțumiți de atâta sedentarism și... Exact. Plus că, cred că nimic până la urmă. Cred că ce este cel mai atractiv pentru ei este faptul că online au foarte mult control. Copilul lipsește controlul în viața lor. Li se spune ce să facă, unde se ducă, trebuie să merg la școală, trebuie să fac asta. Iar online, în joc, fac ce doresc, dar ei sunt, au putere, multă. Și e foarte greu să renunți la asta și să te întorci în lumea unde, în plus, în lumea reală trebuie să faci efort, să te miști, să urci o scară, să-ți iei acolo, pe ecran doar faci, îți folosești doar un deget. Și cumva este de înțeles să nu vrea să se desprindă. Eu, dacă ar fi după mine, eu nu aș lăsa copiii sub 3 ani deloc. Adică nu, eu nu văd beneficii reale pentru un copil atât de mic în tabletă, telefon, desene. Bineînțeles că aici intervine nevoia părintelui de a avea o pauză, de a pune o oală pe foc și înțeleg perfect asta. Deci dacă nu ai de ales și nu ai realmente cum să faci lucrurile, ținând copilul în siguranță lângă poate tine... Poate colora, poate face alte lucruri. Sunt copii mici care nu stau singuri, care sunt foarte agitați. E cu tine, când nu erau telefoane și tablete? Ideea e să încerci cumva să eviți cât mai mult și dacă nu se poate să limitezi la o jumătate de oră pe zi. Adică niciun caz televizor care merge pornit tot timpul. Zgomotul ăsta... Știu că mulți părinți sunt liniștiți când își văd copilul cu tableta sau telefonul. Cumva se liniștesc cu gândul că învață engleză, pentru învață părinte. Numere. Da, exact. Cumva trebuie să conștientizăm că de fapt e nevoia noastră acolo de a avea o pauză, care este legitimă și nu este nevoia copilului de a învăța la 2 ani să numere în engleză. Este timp și pentru asta, nu pierde nimic. Copilul învață mult mai mult din a trăi în mediul real, nu cel virtual. Între 3 și 6 ani, nu știu, eu aș zice, la noi nu au avut acces. Doar în weekend ne uitam împreună la ceva. Nu i-am lăsat, nu avem tabletă, telefoanele sunt doar ale noastre, televizorul nu-l deschidem, decât în weekend ne uitam la un film. Acum cu școala online, bineînțeles, a dat totul peste cap și am rămas flexibil, adică că altfel, realmente, îmi ieșeau bube. Uitându-mă la amândoi copiii mei, care 5-6 ore pe zi erau pe laptop, deci eram, Doamne, coșmarul meu se întâmplă. În fine, ne-am adaptat și acum am revenit cumva. Deci, între 3 și 6 ani, nu știu, aș zice o jumătate de oră, maxim o oră pe zi, dar cu atenție la ce se uită. Adică, niciun caz nu i-aș zice, uite, YouTube,
go ahead, pentru că din trei pași, din trei clicuri poți să ajungi la niște lucruri care pot provoca daune serioase pe termen lung. Și, nu știu, după 6-7 ani, ok, poate că pot sta o oră, o oră jumătate pe zi, din nou cu atenție la conținut și cu foarte multă conversație în zona asta. La ce te uiți? Poți să te ajungi? Vrei să mă întrebi ceva? Apropo de ce spuneai, cred că ăsta e cel mai important lucru. Copilul să poată să întrebe, să știe că, ok, nu o să scot un topor și o să trag una în cap. Orice ar fi, e responsabilitatea mea, în primul rând, că tu ai ajuns să vezi niște lucruri pe care poate nu le înțelegi. Hai să povestim despre asta și aș vrea să aduc o completare, Oana, dacă ești ok cu asta, apropo de discuția asta, că toți ceilalți au și al meu nu are, discuții pe care le avem și noi, toți ceilalți copii se joacă jocuri video, numai pe noi nu ne lași. Da, nu vă las. Deci eu sunt fermă, asta e o limită pe care eu încă nu vreau, nu sunt pregătită eu psihic să o trec. Întotdeauna există încă cel puțin un copil. Asta am observat așa, chiar dacă într-adevăr majoritatea, da, se joacă, majoritatea au telefoane. Există cel puțin un copil care are părinți la fel de extremiști ca mine și socializăm mult cu acel copil. Și un alt lucru pe care îl facem este să invităm pe ceilalți colegi în weekend sau să facă ceva din ce facem noi. Ce ar fi să mergem la cățărat fără telefoane? Și la început suntem... Dar încep să fac asta și își aduc aminte. Băi, dar este chiar... Și trec 5-6 ore și copiii se joacă, interacționează între ei și copiii mei simt că nu mai sunt outsider, ba din potrivă, au dat ei tonul la ceva. Sau au niște abilități chiar mai... Exact. Și asta cumva, uite, am dezvoltat niște obiceiuri în afara zonei ăsteia. Deși și când se joacă între ei, tot da război, mai că ce se joacă ei. Noi încercăm, uite, dar de ce nu le propui? Hai să facem altceva. Și cumva funcționează, adică ei își iau putere, cumva dând tonul într-o zonă în care altfel se simțeau cumva ultimii din curtea școlii. Că... Da, însă să știi că aș comenta că nu știu că tu ești cea extremistă, adică nu înțeleg, e extremism că îți protejezi copiii sau, adică nu, știi, folosirea acestor, noi suntem părinți, eu nu sunt un părinte extremist pentru faptul că și copiii mei de clasa a 4-a și de clasa a 6-a încă n-au telefon. Pentru că am agreat că nevoia lor de a fi în contact să vă putem suna se rezolvă pentru că am lăsat un telefon acasă cu butoane. Și nevoia, știi, avem un grup de colegi, am pus pe telefonul fiicei mai mari, care anul trecut, cu ocazia unui proiect, chiar trebuia să comunice. Altfel, școala e foarte aproape de casă, deci și mamă, să ești la doi pași, rar să ți se poată întâmpla ceva. Cumva am stat de vorbă să vedem la ce folosești telefonul și să vedem dacă nu cumva nevoia aceea este deja împlinită. Adică altfel. Nu înțeleg chestia asta, știi, noi suntem cei mai răi părinți, dar de ce suntem răi? Că... Și o altă chestiune pe care o fac cu copiii mei și o fac și cu studenții tot timpul este... Aducerea acestor frici în explicit. Uite, mie mi-este teamă că statul acesta a nesfârșit și apoi testăm, într-adevăr, le-au scăzut notele, i-am lăsat să ia note mici. Da, noi putem să facem, să nu facem nimic în viață, putem să nu ne facem teme, putem, dar e o alegere a noastră să facem lucruri. Dar asta spun că implică foarte multă conversație și ca părinte să-ți asumi abordarea diferită, pentru că noi semănăm cu toate familiile astea, dar ne și diferențiem de toate familiile acestea. Da? Familia noastră nu are televizor pentru că, uite, și le-am explicat, când erați mici, stăteați non-stop la desene animate și noi am decis că nu este sănătos pentru voi. Iar seara stăteam non-stop noi la diferite și am hotărât că nu este sănătos. Deci, multe conversații, nu atât ca să critic sau să judec alți părinți și le și spun, fiecare familie are dreptul să ia orice decizie vrea pentru sănătatea copilului lui. Noi, uite, eu și cu tatăl tău, și stăm, noi considerăm și iată că rezultatele o arată că nu vă face bine. Și chiar da, este responsabilitatea mea la vârsta asta să iau niște decizii pentru voi, pentru că i-am lăsat, de exemplu, am făcut un experiment scurt, o zi întreagă pe calculator. După câteva ore, mă doare puțin capul. Nu-i nimic, stai pe calculator, că uite, e ziua ta de calculator, na, calculator la venă o numim noi, da? Nu mai pot, mami, mă doare capul, să ies puțin afară. Ok, hai să vedem. Vedeți că noi putem și să stăm nesfârșit. Putem să stăm nesfârșit. Sau acum e altă ceva. De unde știi să faci nu știu ce? Zic, nu știu, uită-te pe Google. Pentru că, din nou, ei se uită la anumite lucruri, dar ignoră complet dimensiunea educațională sau faptul că există niște aplicații deosebite sau platformă. Și acum, da, am găsit nu știu ce, știi că am aflat nu știu ce, iată, și zic, de unde ai aflat? Uite de pe Google, ca să vezi că acest Google ne mai ajută și la altceva, nu numai la
YouTube. Deci depinde foarte mult și cum valorificăm în direcțiile potrivite. Da. Dar așa să mă consider eu, nu știu ce, părinte extremist că n-am televizor? Nu, chiar nu mă consider. Cred că eu sunt un părinte grijuliu, îngrijorat, temător. Aș vrea să întreb care sunt semnele de îngrijorare la care trebuie să fie atenți părinții, pornind de la faptul că timpul acesta petrecut online poate influența comportamentul din viața reală, din offline a copilului. Care ar fi semnalele de îngrijorare? Când ar trebui părinții să fie chiar... implicați mai mult? Cu siguranță o apatie generală în ceea ce privește orice ține de lumea reală. Lipsa și poftei de interacțiune. Studiu cu nemulțumire. Da, iritabilitatea. Dificultatea de a te desprinde de ecran și furie, la întoarcerea în viața reală. Lipsa dorinței de a mai interacționa, de a ieși din casă. Scăderea poftei de mâncare, somn prost, pentru că asta e, ecranul ne afectează și producția de melatonină și capacitatea de a ne relaxa. Nevoia asta de a fi mereu în competiție, pentru că asta este ce se întâmplă în lumea virtuală. Eu și pe social media și în jocul tot despre concurență, ceea ce în viața reală nu e neapărat așa, decât dacă ai tu acest mindset și... oboseală mare, asta este... Și cred că și lipsa de dorință de a interacționa cu colegii, cu prietenii în viața reală. Și adică rezultatele școlare offline, scăzute, o capacitate scăzută de concentrare și de a rămâne în sarcină, deci atenția foarte secvențială, abandonul aspirațiilor, am observat eu că renunță la ambiții mari în viața reală, dar au ambiții legate de concursurile sau de jocurile de pe calculator și de competiția cu ceilalți concurenți. Deci scad aceste aspirații care țin de interacțiunea în viața... Diminuarea importanței lucrurilor din viața reală le minimalizează, le desconsideră. Și Oana, cum îi putem convinge pe copii să renunțe la telefonul ăsta? La început aș spune că stând cu ei foarte mult, chiar în realizarea sarcinilor. Nu sunt o mare fan a realizării de teme cu părinții, dimpotrivă, aș spune, ca o mamă ocupată, ca un profesionist ocupat în rolul meu de mamă, de făcut teme, nu mă simt prea confortabil. Dar recunosc că a sta cu copilul și a îl sprijini, cumva nu să fac teme cu el, ci să fac el teme cu sprijinul, cu prezența mea, astfel încât să pot să-l mobilizez la momentele de criză. Uite, mai ai, de exemplu, este foarte problematică aprecierea timpului. Da? De exemplu, pe calculator ei nu-și dau seama că trec ore, li se pare că a trecut foarte puțin, dar când au de făcut, de lucrat ceva pentru școală, de învățat, de studiat, vai, ce mult durează tema asta, vai, cred că o oră o să-mi ia. Și atunci eu stau cu el și unul din aspecte este, uite, ora 1 și la 1 și 20 ai să vezi că ai terminat. Deci cumva aprecierea cantității sau volumului de timp necesar pentru a termina o sarcină ca să poată să se mobilizeze, să nu îi se pară descurajant. Apoi un alt element este, într-adevăr, ca familie să ai grijă să oferi experiențe interesante. Pur și simplu ce spunea Ioana la început, faptul că multitudinea de stimul, dar simțurile să fie implicate cu totul. Mișcarea, văzul, auzul, muzică, să faci lucruri interesante, pentru că ce se întâmplă în mediul virtual, și aici vorbesc strict de jocuri de data asta, de școală nu. Este vorba de adrenalină, crește foarte mult adrenalina copiilor, pentru că ei sunt stimulați și se construiește circuitul de recompensă, dopamină, și se creează circuitul acesta de recompensă care se sudează prin repetiție și atunci eu mă recompensez doar prin acel lucru, eu nu mă mai recompensez prin altceva, prin reușita școlară, prin apreciere, prin faptul că m-am cățărat, deci aceste... Și atunci trebuie neapărat să vă străduiți să găsiți alte forme de recompensare în viața reală care să stimuleze serotonina și dopamina, nu de la stimulul numit joc, care te pune într-o poveste, într-un context, îți dă un rol, ești erou, ești supererou, ai instrumente, ai invis, exact ce spunea Ioana. Și atunci o să fiu un erou și în viața mea. Și, de exemplu, cu copiii mici folosesc foarte mult metafore. Da? Adică aduc cadrul acesta de poveste, l-aduc un pic în viața noastră. Super zâna mama face o super omletă care are o super... Dar la copiii mai mici. La copiii mai mari deja trebuie să organizez activități. Să ies în natură, copiii nu știu, merg la cercetași,
Deci au foarte multă activitate în natură și da. Soțul meu a creat un centru cercetășesc, tocmai pentru că să avem și noi centrul nostru, ca să zic așa. Acum sunt peste 200 de copii, da, care, ai căror părinți îi, sigur, stimulează, copiii vin voluntari, da, la început și apoi le place și rămân, iată, și în acest tip de activitate care e stimulativă pe foarte multe planuri. Că asta e important. Să fie holistic, să implice corp, fizic, minte, suflet, emoție, social, social, da? Da? Și atunci ei dezvoltă aceste alte tipuri de relații. Un alt element este crearea unor alte grupuri de referință, să nu fie numai grupul de pe chat, grupul de pe jocuri și să am aceste grupuri, grupul de prieteni, grupul cu care ascult muzică, grupul de prieteni cu care mă duc în parc, fetele, mă rog, fiica mea adolescentă și acum e în faza în care se întâlnește cu prietenele ei adolescente. Deci asta ajută mult ca un copil să nu fie dependent de un singur mediu de referință și să depindă de aprecierea sau de recompensele pe care vin doar de la joc, ci vin de la mai multe. Într-un loc la școală, de exemplu, apropo de bullying, pot să fiu victima unui bullying, dar în alt mediu sunt lider sau sunt... valorizat. Da? Și atunci el gestionează mai ușor aceste roluri și se poate contextualiza el mai ușor la școală și gestionează mai eficient, transferă din abilități. Să aibă mai multe hobby-uri, nu? Exact. Să aibă hobby-uri, muzică, sigur, sport, aici este o problemă a timpului, exact. Și problema administrativă a părintelui care trebuie timpul să... timpul de pe... Da. Nu contează? Și apoi a fost solicitarea școlii online, adică noi trebuie să fim foarte conștienți ca educatori că urmează o perioadă de revenire, de recuperare și nu se va întâmpla foarte... adică nu se va întâmpla deodată. Da, da. De exemplu, unii copii nu prea vor să revină la școală, pentru că s-au învățat cu o anumită comoditate. Și profesorii aici au nevoie să, sau vă recomand, dacă e din sfera sfaturilor, să luați lucrurile treptat, reacomodarea aceasta cu noul context, cu stimuli aceștia de la școală. Dar trebuie făcută. Dar trebuie făcută, da. Și îmbinarea tehnologiei. Încă o dată afirm că educația viitorului, educației implică tehnologia. Da. Și utilizarea conștientă și scop educațional ajută, ajută unei educații totuși de secolul 21. Da, mulțumesc foarte mult. Dacă ar fi să vorbim despre rolul cadrelor didactice și al părinților în asigurarea stării de bine privind tehnologia, aș vrea să spun că specialiștii organizației Salvați Copiii analizează permanent modul în care tehnologia influențează această dezvoltare emoțională a copiilor și adolescenților. Avem de două ori pe an concursuri în școlile din toată țara care aduc împreună elevii, părinți și cadre didactice. Punem pe masa discuției subiecte care îi preocupă adesea pe copii și adolescenți, dar ezită să le inițieze, pentru că simt că adulții nu au timp sau nu pot înțelege că n-au aceste abilități IT. Aceste probleme, de fapt, ascund nevoi, precum nevoia de a decide singur ce, cu privire la grupurile din care să facă parte. Ce spuneai și tu, Ioana, și tu, Ana, că acolo în mediul online e liber, poate să facă alegeri, să decidă singuri. Nevoia de a fi la curent cu cele mai noi postări ale prietenilor, a influencerilor, nevoia de a se exprima liber, fără controlul părinților sau al adulților, fără să fie monitorizați de cei mai în vârstă. Și multe alte nevoi care rămân nediscutate cu cei mai mari. Și te-aș întreba, Ioana, cum, ce impact are dependența de tehnologie în viața copiilor? Cum o vezi tu? Ce putem face că, ca părinți, ca adulți, ca profesori, când vedem că un copil e dependent de internet? Cred că ajută foarte mult să înțelegem felurile în care copilul poate rămâne să folosească tehnologia într-un fel care să-i folosească și care să-i placă. Poate că e bun la programare, poate e bun la, nu știu, un joc online care nu implică violență, ci, uite, mă gândesc la șah pentru cei mai mici. Poate că îi poate fi foarte bun să creeze documente, că cumva să îmbine zona asta artistică de
Nu cred că un copil care are nevoia asta mare de control de tehnologie, de a se simți văzut și integrat în grup cu prietenii lui, soluția este să interzicem, să-l închidem în camera lui, să-i tăiem acces la orice, pentru că asta duce la multă frustrare, se strică relația și mai mult, oricum da. Sunt deconectați copiii care petrec atât de mult timp la internet de noi, soluția este să rezolvăm asta, nu să adâncim prăpastia și mai mult. Deci cumva aș căuta o cale de a păstra și de a împlini nevoia asta, de a fi conectat la tehnologie, dar în feluri care să fie controlabile. E mult mai ușor să te oprești din a crea un document decât să ieși dintr-un joc în care ești acolo cu toată chimia corpului tău. Și aș propune copilului să găsim lucrurile astea împreună. Eu cred foarte mult în loc să îi facem copilului lucruri, să facem lucruri cu copilul. Uite, îți dai și tu seama că notele sunt proaste, nu te poți concentra, ești foarte nervos, eu am nevoie ca tu să fii bine. Hai să vedem împreună, să stabilim un program. Uite, avem orele astea, ce ai putea să faci? Și cumva să explori, uite, ce fac prietenii tăi? Hai să vedem ce cursuri sunt pe internet, ce ai putea să înveți să faci, care să-ți aducă și plăcere, dar să consider și eu că ești în siguranță și că te poți desprinde ușor. Și aș lucra inclusiv cu profesori în zona asta. La ce e bun la școală? Ce pot face în grup? Că sunt activități de grup dincolo de jocurile video pe care le pot face în echipă. Da, exact. Hai să facem o rețea cu altceva, să construim, putem să îmbinăm, nu știu, colectăm chestii din natură, le scanăm și facem o revistă, un ierbar, facem și online, dar mergem și afară să culegem păpădii și... Deci cumva asta aș face împreună. Hai să facem, putem să semnăm și un contract. Asta e o metodă care îmi place foarte mult, pentru că le dă copiilor, hai la masa negocierilor, gata, ședință de familie. Nu eu și tactul am decis și de mâine, așa, nu, aici toți, tu cât ai nevoie? 10 ore. Ok, primești 2, tu cât ai nevoie? Hai să negociem, ce ți-ar plăcea? Uite, faci și ceva ce cred eu că așa, primești și tu ce-ți dorești, la sfârșit semnăm și peste 6 luni renegociem. Poate nu primești mai mult, poate primești mai puțin. Și cumva, astfel încât atunci când le vine greu să, uite, zici și zici, uite, mai ții minte când am vorbit, împreună am hotărât. Hai să vedem, de ce ți-e greu? Poți să te ajut să te desprinzi? Hai să găsim împreună. Cumva în zona asta aș merge. Job. Că așa se da, întâmplă exact. La orice job. Și responsabilizăm, le și arătăm că da, le pasă, da. Te văd, da, nu și ți-asum te dresez da, ca pe și asumă da, împreună, da. Nu știu, așa, eu așa aș face. Oana, care crezi că sunt reacțiile greșite pe care unele cadre didactice le aplică, le au? Cât timp ai la dispoziție, Cabri? Ce ai observat-o așa cum... Reacțiile greșite sunt, vin din frică. Vin din această frică asupra faptului că nu cunoaștem această generație, că totul a venit prea repede, că realitatea educațională din sala de clasă s-a schimbat foarte mult față de pregătirea da. Și setările de bază, dacă vreți, ale unui cadru didactic atunci când a intrat în profesie, când lumea stătea un pic mai mult pe loc, era mai statică. Da, cred că, nu știu dacă reacții greșite, aș spune că sunt lucruri pe care cadrele tactice nu le fac sau nu le fac suficient de bine. Este acest contract cu părinții și cu elevii. Pentru elevii mai mari este un contract în sensul de a sta de vorbă cu ei la începutul anului, la începutul semestrului, la începutul unei secvențe în care, exact contractul pe care vorbea Ioana, le facem în sala de clasă și eu îl numesc contract de învățare. Adică noi la școală învățăm, dar de fapt nu învățăm noi profesorii. Voi trebuie să învățați, nu că voi, dar creierul vostru se dezvoltă. Deci noi suntem aici să vă sprijinim și se pot întâmpla lucrurile acestea dacă și hai să vedem ce trebuie să se întâmple între noi ca să se poată întâmpla învățarea. Ca eu, profesorul, să-mi pot face treaba bine către voi și voi să puteți să faceți treaba bine pentru voi și viitorul vostru. Apoi este nivelul 2 cu părinții, pentru că părinții de multe ori transmit mesaje contrare școlii și aici este un paradox pe care l-am observat și l-am studiat acum ceva vreme și a apărut și o carte Școala așa cum e, într-un studiu cu părinții care la un focus group au blamat școala, cadrele didactice. Și după ce s-a terminat focus grupul, au luat facilitatorul în jurul școlii și au spus să vă spunem acum noi de adevăratele. Știți, noi cu doamna ne înțelegem, noi aici rezolvăm,
problemele sunt mari așa la alții. Întotdeauna universul nostru imediat e ceva controlat și sigur că regulile sunt bune pentru toți și se respectă, nu se respectă, dar la noi la clasă când ne-am dus, noi am rezolvat pentru copilul nostru. Adică, știți, doamna, copilul meu trebuie să aibă telefon, că îl sună alarma să nu știu ce pastilă să ia. Pentru copilul meu trebuie neapărat în copilul nostru, dacă nu... Știți, și apar aceste multe, multe excepții care te duc pe tine și ca profesor și unor ca director să fii în situația de a spune, păi ce sens mai are regula dacă toată lumea a venit cu o excepție? Toată lumea s-a învoit, toată lumea are o pilă, toată lumea... Știți, cumva suntem un mic trib. Toată lumea știe pe cineva, toată lumea dă un telefon. Cumva noi toți trebuie să cădem de acord. Da. Că telefoanele nu se folosesc în timpul orelor. Înțelegeți? Pur și simplu, ca părinți. Dar asta e legat de încrederea în școală, încrederea în profesor, încrederea în propriul tău copil până la urmă. Da. Și sunt mai multe niveluri de contractare, dar și mai multe niveluri de încredere. Pe care, dacă cineva rupe lanțul, nu mai poți, chiar dacă scrie în regulament, da? Pentru că vin și îți spun. Eu nu, eu sunt exceptat. La mine nu. Nu mai spun de valoarea telefoanelor, nu mai spun de... Da? Ce ar trebui să mai facă cadrele didactice, ce ar fi potrivit? Să folosească telefonul în scop educațional. Dacă tot le aveți în mână, deschideți Menti, introduceți codul. Da? Asta înseamnă, într-adevăr, mai multă pregătire a cadrelor didactice acasă, să-ți pregătești din timp exercițiile, jocurile, întrebările, probele. Pentru că, de fapt, copiii vor să învețe chestii noi legate de folosirea calculatorului. Ideea e că în loc să stau pe chat, da, telefonul este un artefact foarte interesant. Da? Este pur și simplu, la fel cum a fost și laptopul, fascinant, e frumos, e sticlos, este tactil. Face poze frumoase, e minunat, deci este pur și simplu un artefact excepțional. Hai să-l folosesc, să-l duc eu, adică eu să controlez ce se întâmplă cu telefonul și să spun, minunat, aveți tot de azi, stați toți pe sub băști cu telefoanele, ia scoteți-le pe bancă. Deci să fac explicit faptul că eu văd că voi stați pe telefoane. Da. Și să întreb, ce nu vă place din ce facem la școală de stați pe telefoane? Pentru că în copilul și-a pus ochii pe telefon, înseamnă că profesorul a pierdut 1-0 pentru telefon. Da. Și atunci eu ca profesor trebuie să accept că e ceva din ce fac eu care nu este suficient de atractiv. Și unul, ori dau acest distractor deoparte, îl scot din competiție, ca să zic așa, din competiția pentru atenție. Deci, ora asta nu folosim telefonul, toată lumea pune telefoanele pe masă. Acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 de ele. Dar ora viitoare îl folosim și o să avem nevoie de telefon. Da? Deci acum am nevoie pentru că e o lecție grea, pentru că urmează un examen. Haideți, fiți cu mine aici. Deci să forțezi un pic cortexul copilului, dacă vreți. Dar în secunda când tu l-ai lăsat și ai zis, bine, hai că mă descurc, și copilul a pus ochiul pe telefon, poți să fii convins că tu ai pierdut concursul, ca profesor. Și atunci, întrebarea e cum facem școala mai atractivă, mai interesantă, atenție, fără să cădem în desuetul școlii de tip animație. Pentru că și asta aud deseori critici la profesori, acum trebuie să mă transform în animator, în jonglor. Nu, chiar nu. Învățarea în sine este suficient de grea și de fascinantă și de provocatoare ca să nu fie nevoie să faci animație socio-educațională la clasă. Dar fă-o să fie interesantă. Cu metode noi, cu platforme noi, cu lucruri noi. Când profesorii stau la webinarii, iertat să-mi fie, și la al treilea comentariu apare întrebarea dacă ne dați adeverință, înseamnă că atenția ta nu este pe ce se spune acolo cum aș putea să rezolv o problemă educațională din sala de clasă, ci atenția ta este cât durează și când îmi dați adeverința, ceea ce închidem cazul. Deci cazul se închide aici, nu mai avem ce să discutăm. Ioana, socializarea în perioada pandemiei a fost intensă. Care crezi că sunt părțile benefice pe care le-a adus perioada asta pentru copii? Care ar fi consecințele ale socializării online? Online. Greu. Greu de spus. Eu cred foarte mult în interacțiunea asta directă, de adevăratele, în a putea auzi omul de lângă tine, a putea mirosi, atinge. E adevărat că în lipsa altei variante am făcut și noi, ca toată lumea, ne-am văzut pe WhatsApp și pe Facebook și pe Zoom, petreceri cu familia la fel.
Și a fost mai bine decât nimic. Chiar am observat că copiii își găsiseră, făceau petreceri de colorat, de exemplu. Adică fiecare stătea în treaba lui, dar conectat cu încă patru colegi, cât permite WhatsApp-ul, și colorau toți în aceeași. De multe ori și nu vorbeau o oră întreagă, dar ei știau că sunt împreună. Da. Și mi s-a părut extraordinar și făceau asta o zi cu un grup de prieteni, a doua zi cu celălalt. De multe ori și băieții, care nu prea colorează, ei făceau Lego, dar cu spatele la cameră, doar erau camerele pornite, telefoanele toți conectați și fiecare se juca întreabă. Și din când în când am terminat, vreți să vă arăt? Da, se uitau toți, bine, hai, toată lumea la lucru. Și au făcut asta mult și cumva faptul că ei au găsit singur, că mie nu mi-a trecut prin cap să-i spun, gata, ia, face, ei, cum să facem, că ne plictisim, ia, poți să o sun pe cutare, da, sigur. Deci cumva mie asta mi-a arătat că ei se descurcă, da, da. Și că pentru mine a fost o veste bună asta. Poate au devenit mai abili în perioada asta, exact, să găsească căi de a fi împreună. Asta este un plus, că și-au dat seama că au resurse și că, au nevoie că se descurcă. Unul de altul, absolut. Până la urmă. Și un alt lucru a fost că, cred că ei au descoperit în părinți și în profesori, acolo unde a fost cazul, un parteneriat interesant, adică să-ți vezi profesorul încurcat și el. Da. Nu se aude. Știu, să-l dar înveți habar cum n-am. Să folosească. Da, și se spui, apăsați, da, doamna, da, da. Doamna. Cumva, cred că a strâns conectarea, da, asta. Da. I-au văzut mai umani. Uite, da, că da, nici da. Doamna nu e scoasă și din țiplă. E mai de greșește. Informatică și nu știe. Mama. Exact, nu am știut toți. Și eram învățată eu. Da. Da, deci cumva cred că ne-am văzut mai umani, mai așa, umani, unii pe da. Ceilalți și copiii, fără să raționalizeze lucrurile astea. Dar cred că s-au simțit mai apropiați de mulți dintre adulții din viața lor. Asta, da. Așa, la lucruri bune, că da, s-au da, întâmplat da. Și păi din se astea. Întâmplă, da, a fost și o perioadă care a dus la idei bune, la utilizare bună a internetului. Toate crizele fac asta, da? Pentru că ne obligă, exact. Ne pun în situații complet noi și ne ne-a obligă pus și pe noi, să pe Salvați Copiii, să toate programele pe care le aveam, să le regândim scurt, în câteva zile, cum le vom continua, dar pe online. Te forțează, da. Te forțează să și gândești. Și să nu fie statice, pentru că da. Sunt online, dar au nevoie să fie interactive, da, da, colaborative. Trebuie să fii pe teren, trebuie să, da, 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 trebuie da. Să adică fii sunt multe dimensiuni ale online-ului. Oana, aș vrea să te întreb, ce crezi că au învățat copiii în urma acestei experiențe cu școala online? Pentru că mulți părinți spuneau, copiii mei nu trebuie să stea prea mult online, dar uite, numai școala ți-a cerut 6-10 ore, nu știu, să stai acolo, să-ți faci temele, să comunici, să... Ce crezi că au învățat acești copii din perioada asta a pandemiei, folosind atât de intens calculatorul? Eu sunt de părere că internetul. să nu ratăm o criză bună pentru a învăța și pentru da. A ne dezvolta. Copiii cred că au învățat că școala și învățarea poate avea loc în alt context decât școlar. Și un pic de autonomie în organizarea spațiului de acasă ca spațiu școlar, atenție, și în păstrarea unor rutine, că există niște rutine care, chiar dacă sunt acasă, ceea ce asociază cu un mediu mai relaxat, cu un mediu în care sunt mai apropiat de părinți, dintr-o dată spațiul acesta trebuie să-i dau puțin în școală. Noi chiar am pus pe ușa de la intrare în birou, sunt la facultate, și pe ușile copiilor dimineața să-și pună, sunt la școală, învăț. Pentru a seta un pic cadrul și a-i schimba destinația până la urmă. Cred că au învățat că da, și profesorii sunt oameni, și profesorii au pisici, și profesorii au apartamente în care uneori se văd cutipe, dulapuri și... Sau copii mici, poate. Copii mici, exact, da. Da, da, de multe ori. Au învățat că e complicat să faci de acasă și profesional și personal. În cadrul meu apar copiii, uneori și studenții se amuză și își fac cu mâna. Copiilor le place să facă cu mâna în ecran și studenții da. Le răspund. Cred că au învățat că este mai greu și copiii mei mi-au spus, mami, e mai comod, așa, dar să știi că e mai greu, parcă nu e la fel când... Pentru că e greu captarea atenției, da? Și a fi prezent, pentru că învățarea implică foarte multă corporalitate, kinestezie. Să fii prezent, corpul îți spune unde ești și dă comandă creierului, sunt la școală. Da? Sigur că mintea mai fuge, dar o pot readuce, nu? Și cred că am învățat că... O reformă stă la un clic distanță, la o criză distanță, că de fapt e mult mai ușor să schimbăm niște lucruri dacă i-am dat niște șanse să încercăm școala online. A fost foarte greu, dar nu cred că au existat opțiuni, nu cred că existau opțiuni mai bune. S-a încercat, după cum vedeți, și o pauză, da? Facem vacanță. Nu vă spun ce a fost.
Dacă ții online, ții online. Pur și simplu este o pandemie, cumva, hai să înțelegem că sănătatea e mai presus de toate în această situație. Uh-huh. Și un lucru pe care îl spun ca educator, ca pedagog aici, este că aceste pierderi se recuperează. Înțelegeți? Adică copilul nu învață 2 plus 3 fix la data de 25 martie și dacă ai lipsit de la școală nu mai înveți niciodată. Deci, în afara momentelor de examene, care cu adevărat sunt niște momente dificile, și am toată empatia atât pentru părinții care au copii în pragul examenelor a 8-a, a 12-a, pentru toată lumea totul se poate recupera. Și clasa pregătitoare și clasa 1, adică recuperăm ca avioanele în zbor. Există un parcurs mai lung care îmi permite ca treptat eu să recuperez. Deci aș renunța un pic la această panică, concentrându-mă pe starea de bine, copiii, să avem conversații cu ei, să se simtă mai relaxat, să scădem un pic presiunea pe evaluări și pe zona aceasta. Am avut chiar un webinar cu... Să nu încălcăm prea mult, da? Și cu adică nu mai mult decât facem noi. Și să știți că mai fac și exercițiul acesta. Dacă aș avea 11 ani și mi s-ar întâmpla mie. Adică nu face unui copil ceea ce nici ție nu-ți place, exact. Și nu-ți place nici ca adult. Și dacă te pune un pic în gândul că ai avea 11 ani în anul 2021 și universul arată așa, fără să ai amintirile, da? Pentru că noi suntem tributari totuși amintirilor noastre și copilăriei noastre, ați vedea că puteți vedea lucrurile din altă perspectivă. Și am foarte mare încredere în această generație, nu consider nici ratată, nici pierdută, nici... O să-și găsească drumul și noi ne-am găsit drumul și pe noi ne-au aolit adulții din viața noastră că nu o să se aleagă nimic de noi. Facem o treabă mai bună sau mai slabă, dar cred că noi ca adulți avem această menire să fim lângă ei, să fim, să-i sprijinim. Nu o să putem ajutăm, trăi în locul lor, asta este evident, dar cât suntem, putem să-i sprijinim și să le dăm încrederea că lumea e totuși a lor, da? Și că și a noastră, că nu, da? Dar nu dezastre, vă rog. Da. Ioana, de obicei adolescenții evită să discute subiecte cu părinții pe care le întâlnesc online, poate ceva mai, eu știu, anumit conținut mai problematic. La cine crezi că apelează ei când au nevoie de feedback? Și din punct de vedere tehnic sau și relațional pe online? Unde crezi că se duc copiii? Adolescenții, în general. Ce primesc eu de la ei, pentru că sunt mulți care îmi scriu mie. E bine. Eu fiind un străin pentru ei, dar faptul că în ultimele luni am scris mult și le-am publicat poveștile și să știi că îmi scriu, deci am în relație de corespondență cu foarte mulți adolescenți care de multe ori îmi scriu în numele unui grup pentru că nu au cu cine să vorbească. Și chiar ascultam de curând în podcastul lui Paul Olteanu că noi adulții în ziua de azi nu mai avem niciun confident. Dacă acum 50 de ani media, dar câți oameni ai cărora poți să le spui orice, era de 2, dacă rețin corect, acum nu mai avem niciunul. Deci nu mai avem nicio relație în media atât de apropiată astfel încât să le spunem oamenilor orice. Și cred că tinerii, oricum, ei se rup de părinții lor, pentru că e normal și sănătos să se desprindă ca să devină adulți, dar în perioada asta, cu atât de multă tehnologie, cred că lucrurile stau și mai rău. Și iată că ei preferă să scrie unui om de pe internet cu lucruri extrem de intime, pentru că nu știu cui să le ducă, altcuiva. Mai există în cazuri fericite un consilier școlar, există un diriginte foarte apropiat sau un prof de română, de engleză, de geografie. Sunt oamenii care realmente reușesc să se conecteze cu copiii. Ce mai există sunt ONG-uri și tot felul de asociații care țin aproape. Ne scriu și nouă la ora de net. Exact. Da. Le oferă voluntariat, le oferă consiliere și în spațiu de multe ori se întâlnesc să vorbească despre, nu știu, hai să facem o piesă de teatru împreună și se întâmplă o mică terapie de grup acolo, care funcționează foarte bine. Și eu aș încuraja mai mult părinții să tacă și să asculte în perioada asta. Mai ales în adolescență, pentru că eu înțeleg perfect nevoia părintelui de a da sfaturi, de a îndruma, de a spune că lasă că și eu, dar cumva i-aș încuraja să lase să fie despre copil. În sfârșit, ai avut atât de mulți ani în care ai construit, ai spus, tu ai ghidat, tu ai încredere în ce ai făcut. Ascultă-l cu adevărat că îți spune lucrurile pe care mi le spun mie acești copii. Și eu zic, uite, dă un forward la mesajul ăsta, trimite-i mamei tale.
Și îmi zic, nu, mi-e frică, n-are sens, nu ascult, o să-l trimite la gunoi, nu citește, da? Să nu mai răspundem ca să combatem, doar să ascultăm, pentru că, da, copiii nu au cu cine vorbi. Da. Mi se pare trist. Da. Oana, crezi că orice cadru didactic poate fi un consilier al elevilor pe probleme legate de siguranța online? Sunt profesorii pregătiți pentru a da suportul acesta copiilor? Pentru că mulți copii ajung online în locuri prima care întrebare pot să le facă rău. Este da, fiecare profesor ar trebui să fie un astfel de consilier, mai ales că toată lumea a fost online în ultimul an. Și cred că ar trebui să conțină ei o mică, un modul, o mică pregătire pentru lucruri mai specifice decât cele care pot fi intuitive sau de bun simț, faptul că trebuie să ai grijă sau... Deci da, cred că fiecare profesor, orice profesor ar trebui să facă lucrul acesta. Da. Dacă pot, nu mai știu partea a doua întrebării. Dacă orice, da, dacă sunt pregătiți ei. Sunt pregătiți, nu sunt, dar vor fi. Adică și profesorii se dezvoltă, nu-i așa? Și profesorii învață, nu-i așa? Da. Deci dacă ne confruntăm cu această realitate, venim în fața profesorilor pregătindu-i. Da, sigur că nu sunt pregătiți profesorii pentru toate lucrurile. Din nou mă refer la aceste setări de bază cu care ei vin în profesie, dar avem formarea continuă, avem evenimente, nu neapărat cursuri avem multe, și noi dar avem resurse, pe ora de net pentru materiale. Profesor. Important e să-și manual, dorească, da? Chiar, și da, să vedem care este scopul. Scopul este ca acești copii să circule în siguranță pe, exact, pe net, exact, să folosească internetul responsabil, fiind conștienți de pericole și știind la cine să se adreseze atunci când pică în diferite tipuri de capcane, știu eu, și să aibă această încredere într-un adult care, că veni vorba de adolescență, sigur, adolescenții se separă de părinților și devine mai important grupul de apartenență, un adult, cum sunt profesorii, și aici e foarte important ca profesorul să se arate disponibil. Da? Nu o să-l caute 30 de elevi odată, dar trebuie să-i spui dacă ai nevoie, eu sunt aici, te ascult. Da, pentru că să-i atenționeze asupra pericolelor care, da, profesorii sunt, au ochiul format, au o grilă, ei recunosc când un copil e mai timid, că și-a schimbat comportamentul, că nu mai răspunde și atunci el poate veni în întâmpinarea lui. Ai ceva, vrei să povestim, vrei să împărtășești ceva, vrei să vii după ore, să-i asiguri acest cadru mai intim, mai separat. Deci țin un pic de lucruri care se învață și mai țin un pic și de intuiția profesorilor de a le păsa de elevii lor și de a se uita cu atenție și de a veni un pic preventiv în întâmpinarea, da, în întâmpinarea lor. Da. Am primit comentarii, întrebări, le răspundem, luăm câteva ca să... un mesaj de la un părinte ne spune așa: copilul meu a fost introdus tehnologiei digitale de la o vârstă foarte fragedă. Acum are 8 ani și atunci când îi iau telefonul sau tableta și încerc să introduc alte activități, are reacții nepotrivite și agresive. Cum ar trebui să gestionez această situație? Are 8 ani. Deci eu aș strica tableta, aș face o pierdută și aș vedea ce se întâmplă, plus gestionarea unei crize de furie, unde părintele să fie disponibil pentru a îmbrățișa acest copil și a-i spune: înțeleg, sunt lângă tine, va apărea o altă tabletă în viitor, hai să vedem ce putem face până... Da, să acceptați că va fi o criză de furie și să fiți ferm un timp cât reușiți, da. Aș vrea doar, Ioana, să spun exact asta, aș fi spus și eu, că trebuie să le permitem măcar supărarea asta, că părinții și-ar dori ca, ok, să-l iei și să zică da, bine, da, ceea exact, ce nu e realist. Adică, ok, e impus o limită, rămâi cu ea, dar îi accepti, îi dai spațiu să înțeleg că ești supărat, e normal să fii furios și eu aș fi, sunt aici, dacă poți să te ajut cu ceva, nu lăsăm să ne lovească, nu lăsăm să se lovească, dar în rest, dacă vrea să strige, să plângă, să... Luați-l în brațe, plângeți cu el, da, da. Exact, adică acceptați-i furia, va fi o supărare, nu e... Da, și până la urmă trebuie să ne asumăm că tableta noi i-am oferit-o, poate ne gândindu-ne că o să fie atât de complicat, îmi pare rău că ți este greu, uite, eu am deschis poarta asta, am greșit. Da. O să mă gândesc cum putem rezolva, hai împreună să găsim soluții, reducem timpul, schimbăm activitățile, dar limita rămâne, nu pot să te las la nesfârșit, mai ales că dacă noi renunțăm la o limită când copilul plânge, da, transform asta într-un joc de putere și apoi o să ne fie greu cu absolut toate limitele, pentru că eu o să plâng, tu o să-mi dai și asta o să se repete la nesfârșit. O să profite. O tânără ne scrie: odată cu începerea liceului am început să stau mai puțin timp cu familia sau prietenii și petrec mult mai mult timp pe mediul online. Devin foarte irascibilă atunci când părinții sau prietenii invadează spațiul personal. La liceu.
Da, aș face o listă în locul tău, mi-aș lua un pic de timp, aș face o listă cu nevoile mele, ce nevoie am eu. Poate că și nevoia de izolare este o nevoie a adolescenților, de a-și pune ordine gândurile, deci nu ar fi neapărat ceva de speriat, dar ce, nevoia asta de spațiu personal o am pentru că ce vreau să fac în spațiu personal, cât... Da. Și... Sau de ce nu stau cu familia, cu prietenii? Da. Este tipic la adolescent să se îndepărteze, dar părinții, dacă ascultă și păstrează acest canal deschis, să-i spunem, dar nu trebuie neapărat să intre pe canal, dar păstrează canalul de comunicare deschis, sunt copii care se adresează părinților, că sunt uneori în situații extreme și e important să fie disponibil. Dar prietenii. Nici cu prietenii. Probabil că acești prieteni nu-ți mai satisfac anumite nevoi de a fi văzut, de a fi apreciat, de a fi valorizat. Poate și poate că să-ți faci alți prieteni. Da, poate e o perioadă care poate să treacă. De acord. Da, e ok. Un cadru didactic ne scrie, predau la clase primare și din ce în ce mai mulți copii vin cu telefoane la școală, care le distrag de la ore și din interacțiunea cu ceilalți. Profuip articolul 186 plus o discuție serioasă cu părinții ce vor să se întâmple la școală. Da, cred pentru că dacă părinții vor ca la școală copiii să aibă telefoane, cred că e cazul să cedați, să chemați părinții să țină orele. Glumesc. Da. Dar da, un contract foarte serios legat de utilizarea... Nu, chiar este un regulament până la urmă. Da, e regulă. Da? Da. Și dacă nu reușiți să convingeți părinții, eu vă sugerez să aduceți și directorul la această ședință. Și e o discuție și de cancelarie, deci o discuție în care între corpul profesoral cu directorul în frunte decid că respectă această regulă. Da. Nu știu, și o pun la intrarea în școală, în această școală, nu, elevii nu unele au voie. Unele școli au rezolvat foarte bine. Păi da, pentru că au avut un contract au foarte serios între ei și un lider și un director da. Și apoi părinții, până la urmă, dacă ăsta e regulamentul, asta e, da. Este în folosul copiilor ca la școală să se concentreze pe ce se întâmplă la școală. Un părinte ne spune, copilul meu de 12 ani nu vrea să-mi povestească mai nimic despre ce face online și se supără când mă așez lângă el. Cum sugerați să deschid acest subiect fără să declanșez o încărcătură puternică emoțională în copilul meu? Pot să răspund? Da, Ioana, că, uite, sigur. Mă regăsesc cumva în copilul care are nevoie de spațiu. Cred că orice ființă umană are nevoie de intimitate și pe măsură ce copiii cresc, ei resimt mai acut nevoia asta. Vreau să am spațiul meu. Da. Eu n-aveam internet, dar aveam jurnale și mă deranja atât de tare când mi se părea că mama caută după ele și de multe ori îl lăsam pe masă și spuneam, te rog să nu-l deschizi, am nevoie să știu că pot să am încredere în tine, că nu-mi încalci cuvântul. Nu știu dacă era cazul sau nu, dar mă deranja foarte tare când încerca să afle ceva ce eu voiam să păstrez doar pentru mine. Da. Deci aș încerca să înțeleg dacă este, poate că e ceva mai mult și poate copilul chiar încearcă să ascundă ceva care e periculos. Dar și aș încerca un pic să explorez, l-aș întreba, poți să-mi spui de ce nu vrei? Și dacă el spune, vreau să am ceva doar al meu... Asta mi se pare o nevoie absolut legitimă și cred că părintele trebuie să lucreze un pic cu el, să renunțe la nevoia asta de a ști și de a controla și să-l lași copilul să existe așa cum și tu ai nevoie. Come on, nici noi nu spunem tot, și nici mai soțului, și tu nici la vârsta aceea. Bineînțeles, avem nevoie de spațiul nostru intim și este absolut normal. Dacă este altceva, i-aș exprima îngrijorarea, adică uite de ce aș vrea să știu. Pentru că sunt genul ăsta de situații în care, deci cumva l-avertizăm pe copil ca în cazul în care se întâmplă să ne spună felia aia fără să împărtășească restul. Și apoi aș adresa un pic și nevoia părintelui de a nu vedea emoții puternice în copil, care nu este una realistă și sănătoasă. Toți avem reacții puternice și e foarte bine. Înseamnă că funcționăm, psihicul nostru lucrează, dar reacționează. Deci chiar și dacă copilul are reacții puternice, odată ce am separat nevoia noastră de nevoia copilului, să le luăm așa cum sunt și să-l însoțim pe copil respectându-i nevoia, să ne însoțim și nouă, na? Că copilul spune nu și noi okay, trebuie să primim nu-ul ăsta și copiii pun limite, nu doar noi. Copilul zice, nu vreau să stai lângă mine când sunt online. Înțelegi de ce? Simți emoțiile astea puternice, de frică, da? De furie și stai cu ele. E greu și când le trăiește copilul, dar e greu și când le trăiești tu. Și cred că avem nevoie un pic să ne înțelegem zona asta și să învățăm să stăm. Emoțiile trec mai ușor când le lași să fie decât când încerci să le pui căluș. Da.
Am încheiat întâlnirea de astăzi, ca să nu vă țin prea mult, că știu că și voi aveți programul încărcat și probabil că și cei de acasă. Aș vrea doar să punctez câteva concluzii în urma webinarului de azi și poate în urma celor 5 pe care le-am avut până acum. Am putea spune așa, că copiii au nevoie să învețe atât acasă cât și la școală despre drepturile pe care le au în mediul online, dar și despre obligații, responsabilitățile care vin la pachet cu accesul liber la internet. O altă concluzie ar fi că orice situație mai neplăcută apărută în mediul online poate fi remediată. Există soluții, important este să existe comunicare deschisă între copil și adulți, iar părinții și profesorii să aibă curajul de a cere opinia specialiștilor. Este normal până la urmă să nu le știm pe toate. Oricând e nevoie, linia de consiliere ajutor@oradenet.ro stă la dispoziția adulților, tinerilor care au nevoie de îndrumare pentru a rezolva o anumită situație mai complexă. Copiii au în continuare nevoie de repere pentru a-și găsi echilibru și privesc uneori doar cu coada ochiului înspre părinți și profesori care trebuie să-și asume rolul de modele și părinții și profesorii în ceea ce privește folosirea tehnologiei, reacțiile la știri false și modul de a gestiona conflictele din mediul online. Învățați, învățați, învățăm! Fiecare dintre noi, adult sau copil, are responsabilitatea ca zilnic să învețe lucruri noi despre tehnologie, iar cel mai eficient mod de a face acest lucru este prin comunicarea directă unii cu alții. Copiii adoră să le explice adulților cum funcționează aplicațiile sau site-urile preferate, așa că profitați de acest lucru pentru a consolida relația cu copilul și pentru a învăța lucruri noi. Noi sperăm că informațiile v-au fost utile. Din experiența noastră am share-uit și cu voi și sperăm să găsiți ceva util în ceea ce am experimentat și noi. Sunt niște recomandări, nu sunt sfaturi bătute în cuie, dar din experiențele altora e bine să învățăm cu toții. Vă mulțumesc tare mult, Ioana, Oana, că ați fost azi alături cu noi. Mulțumesc și celor de acasă și să aveți o zi extraordinară. Sperăm ca sfaturile și recomandările să vă fie de folos. Să ne revedem cu bine! O zi bună!